Eu zic că bate vântul tare, ia uitați. Nu bate vântul. Ah, nu l-am prins pe Ilie. Ilie zice că urcă pe jos. Pe jefii mari. Până luăm noi masa, zice că ajunge sus. I-am pus microfon ca să-l auzim în direct. Le-ar oprește-o. Da, pentru că cealaltă. Ca să admirăm peisajul. Nu, mă, cealaltă e în vânt acolo sus. A, în buza... Îți dai seama că cealaltă... Rămânului. Mamă, cablul ăsta din stânga, ia uite, mă, cât s-a dus în jos. Cât s-a dus cablul ăla în jos. Și e efort pe el totuși, nu? Așa, nu, o trăiectorie. Și el face burtea cu efort. Nu, dar peste noi. Nu e doar verticale, mai e ca o elipsă. Dar nu-i poate pe părinte. Mai sus puțin. Unde a fost accidentul? Ce l-am făcut? Pe unde-i poate ca? Băgăzul să-l vezi până Ilie. Ia uite, Ilie pe acolo? Pe surplomba. Pe balconul ăla, cine mai? Pe nu e, mi s-a părut mie. Hai să ce nu știu, până la urmă scăde cu asta. Și se urcă pe valea asta în sus? Nu e gata, face zi jos. Nu, 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 partea mai alunecoasă a trecut. Ia uite, aici. De acum mergem la pas. 10 metri înălțime. Ah, se vede poate că și pe aici. Că aici e o potecă la... Din loc în loc sunt poteci care merg să ai băi cum să ungă, să facă mentenat. Pentru siguranță. Cum mare viteză, uite jumatea drumului. Stai. Jumatea drumului. Și cum m-ai oprit exact atunci, băi? Îl văd pe Ilie pe jos, pe acolo? Nu e, mă, Ilie. Că îi dădeam un zoom dacă era Ilie. Aici și uite la stâlpul următor, deja am depășit-o, uite pe vârful ăla, acolo se vede o cruce mică așa, și acolo la platoul ăla e cabana. Pe zăpadă, mă. Dacă știam, veneam și eu cu Ilie pe aici până, numai pentru zăpada aia, să mă răcoresc de tine. Ilie a ajuns, el a venit cu trenul de dimineață, ia să vedem. Uite, are rucsacul roșu. A, uite-l ăla. Da. Asta
stai cu bună care... Uite-l pe zăpadă, mă. Uite-l pe Ilie acolo, stai face cu bună. Vezi? La a treilea petic de zăpadă. Nu mai ține o mintă, ce micul mi se fără. Aici chiar bată vântul. Nu s-a dus în două. Omul e în ceață, uite-l. Pe acolo e cam frig la omul. Hai bă, că aici sunt 10 metri cel mult. Hai să vedem acum dacă îl găsim pe Ilie la cruce, da, la cruce. Să vedem ce zice și el. Leanu, ai ajuns la Babule? De vântul e răcoare, așa îmi place. Sper să găsesc 35 de grade la mai seamănă cu anul trecut. Uite un nas și o bărbie. Să văd și buzele. Nase mai ca un cioc așa, bărbie atât așa. Să văd între. Respectăm simțul.
pe el. S-a urcat pe babul. Galeano. Înțelegi? Că dau acum, nu că... Ia uite cât mai avem! Uite cât mai e, ia uite, oamenii ăia pe acolo, tot la cruce. Băi... Hai că am urcat 500 de metri azi. Un târnăcop și nu știu ce să vede acolo, un cuib cu ouă galbene, ce să vede, ce reprezintă? O floare de coaptă. Cum e, Leano?
they build it at the 6 and 8, and now it is like, maybe like build this around it. No, fix that. Uite o căpățână cu călărie. Nu este, chiar un ostaș, da? Ca o santină. În centru imagine. O căpățână cu călărie. Știi ce face Neliu, nu mai vine aici? Uite-l acolo la iarbă verde, Ilie. Văd, mănâncă, dar nu mai vine. Înseamnă că... Și de unde știi mai că poteca asta merge la farmă? Păi asta e marcată. Poteca asta? Poteca de jos are marcaj, da. Bă, da, uite-l, e dărâmat acolo. O, stâlp. Te uiți la picioare unde calci, da? Nu, mai mult de un metru stânga, dreapta în jos. Opa, dăm bușile. Aici e mai ok. Ce faci, Leano? Vezi că pe aici sunt pietrele ude. Să băgăm aparatul la buzunar. Lanțul, Leano, lanțul! Ți-am zis, ții mâna pe lanț și te uiți la picioare. Păi acolo am avut pietre. Ține-mă mâna pe lanț. Câtă vreme ai lanț? Gata, cred că asta a fost porțiunea cea mai grea. Da, asta e. Asta? Da. Bună ziua. Bună ziua. Aici, la lanțuri, e puțin mai... Eu am fost o singură dată pe aici, dar nu mi-aduc aminte de lanțurile astea. Țin minte că era un loc, probabil valea asta, unde șiroia puțin apă și mi se părea destul de ciudat așa. Ați venit de jos din Buște? Nu. Thank you.
Mai avem 5 minute din Brâna Caraimanului. Am mers mai mult de jumătate de oră. Cred că să fie vreo 40 de minute. Gata, Leano? Am terminat cu... cu aventurile, gata. Boierie. I-am făcut. Vreau multe poze. Până aici am avut o oră fără vânt. Sau, mă rog, 40 de minute. Chiar ne-am încălzit. Dar aici începe vântul iarăși. Ce dețoale ai pe tine! Ce să vorbesc? Te-am văzut, o scufie! Albă! Bă, Leanu! N-am avut noi pe Brâna Caraimanului ce avem aici. Hopa! Vezi că lanțul ăsta e vai de mama lui. Să fii atentă. Cred că... a, aici a fost o potecă ca lumea, dar s-a dus la vale. Avem apă.
fost luat aici, era așa de cald după ce urcasem Valea Jepilor. Nu mai aveam apă, nu mai aveam nimic, am băut apă de asta. Canalizare de la Babele, direct. Am făcut și o baie, am băut și apă, n-aveam treabă. Acum e destul de secată, era și voi destul de mare, cum mi-a zis eu aminte. Acum uite, apa curge de asta îngroapă pe acolo, pe undeva. Zileanu! Coborâm pe șild! Aia n-am pe șild. Nu coborâm pe șild. Vreo 30 de omuleți. Leanu, ce-ți face Feng Shui-ul? Feng Shui-ul ce-ți face? S-a strofocat. De dureau genunchi. Bă, mai avem vreo două ore până la furnica jos. Aici e drum de babe. Leanu! Nu ne-am hotărât ce facem. Cât e ceasul? Vreo două, cred. La Sfinx s-a înghețat? Mamă, să vedem ce fac sandalele la balta asta. Ah, se ocolește. A, nebunit! Așa, de la telecabină, de la Bucei, de la Buștei în sus, de la Babele, până la partea de zăpadă, când am văzut și eu pe cineva cu pelerină de ploaie și am zis, stai mă, că mai am și eu o pelerină de ploaie, atâta tot mai am. Nasul și degetele, fața și degetele, dar eram complet înghețată și la picioare. Dar la mâini? Dar la mâini aveai mânuși? Nu, de unde am mânuși? Păi asta vreau să zic. Da, eu mi-aș fi luat. Că Ilie avea două perechi de pantaloni. Dar n-am vrut să-i dau mănușile. Avea mai multe perechi, avea trei perechi. Acum era de două perechi de pantaloni, canadiană groasă de iarnă, nu de asta de... Ilie s-a dus după apă la piatra arsă, la cabana, zice că ne ajunge.
14 scurtătura, mă, da. Luăm scurtătura, ocolim așa. Până la urmă e vorba de 5 minute, dar avem un ritm, domne. Trebuie să ne-l respectăm. Picior pietrei arse, traseu la Vale Banda Albastră de Est. Nepeniș. Tic, 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 trecea dealul. Noi am luat-o așa, am lungit-o cum ar veni, dar se urca mai ușor. Vremea e bună, mai e frig. Poate vânt așa, dar e mai degrabă cald decât frig. Uite că era o putere că se desprindea pe partea aia, după acolo aș trebui să mergem noi. Da, ne orientăm. Mers. Luăm urmele astea de cărăbță de mașină și mergem pe mere. Da, vezi, era bună drumul ăsta de mașină aici, lemnele ciobanilor. Cea mai curbă de nivel, cea mai scurtătură. Am trecut chiar peste vârfa, am trecut așa, dar m-am șerpuit după aici. Drum drept, bătut. Și cum se vede că e ud? Ce? Da, păi de la punga aia, de-ai seama, s-a făcut condens. Și ți-a ținut ea cald. Tu nu-ți dai seama că nu ești așa udă cu straturile inferioare, dar pe ultimul strat... Ia să vedem noi Ilie, dacă se vede. Înainte nu cred că are cum să fie, că avea vreo 10 minute de cobor până la izvor. Și după aia... La cabana piatra arsă în spate cu un izvor. Probabil prea plinul de la un izvor, ceva unde au ei captare pe acolo. Nu e, e normal. El o să vină pe marcaș, bă, peste crească, da. Vezi, am făcut și noi economie, 30 de metri, diferență de nivel, dar în schimb am lungit-o așa și am și lungit-o. E mai bine că n-am obosit de mers noi. Am obosit de genunchi, de urcat și de coborât. Cred că o să am o febră musculară. Da, bă, și ziceam că pe platou e ușor de mers. Dacă mergem un weekend cu cinsa și bunicul, să știi că tot pe o babă forestieră mergem. Pe o babă forestieră? Să se obișnuiască cu gândul. Băi, nu știu Cezar, dar Nicu... Nicu merge pe... pe creste, bă, pe... Da. Nu mai merge pe babe forestiere. Nu știm dacă merge sau nu telecabina, vedem. Odată și odată, dar pe ce să
Cine asta? Asta. 45 de lei. Deci 25 e urcare și dacă e, mi se pare că e 45 dacă e. Și 6. E două, de la 1400 până sus împreună cu urcarea de jos, cred că e 45 de lei. Sau nu mai țiu minte, bă, nu, așa a fost, 25 de lei, până la 1400. Marca știe să vină Ilie, și-o fi găsit, și-o fi găsit, cât de enorm o fi. E de aia nu mai țin picioarele, deja și coborâm cu telecabina, dar bine, speram să fie telecabina. Dacă am bătut vântul toată ziua și... Nu știu, pare și foarte pustiu pe furnă pe aici. N-am văzut niciun om sus. Chiar așa nu-i nimeni în vacanță. Băi, să fiu sincer, nu vreau mă să cobor nici eu cu picioarele. Vreau să cobor tot cu telecabina. Până la urmă, noi am făcut ceva astăzi. După la 10:30, 11 tot mergem. E vreo 3 și ceva. Deci avem mai bine de 4 ore de mers. Sus, jos, pe platou, plâna care... Opa, țopa! Dacă am avea rezervă de timp, poate am putea să o lălăim așa vreo 2 ore jumate până la 1400. Dar nu cred că avem rezervă de timp. Și cum e destul de dureros la genunchi coborâre și cu drumul de afară. Dar nu e nimeni sus pe furnica, nu știu ce costă. Dacă vedeam și înseamnă că mergea de gondola totuși, mai era un turist. Tare mă tem să nu aibă ăștia programul întrerupt. În cauza vântului. Merge cabina la babele și să nu meargă asta. Da, e un om. Exact în creastă pe marcaj s-ar putea să fie Ilie. Ilie! Nici măcar nu văd până acolo. Da, pornind de la faptul că e unul singur, e foarte mare probabilitatea să fie Ilie, că altfel ar fi fost cineva, un grup de 2, de 3, de 7.
fi planoare? Sau se aude motorul? Gondola merge. E vreo 4 fără un sfert, cred. Aproape 4 fără 20 ceva din asta. Am vorbit cu Ilie acum la telefon, a ajuns la baza Muntelei Furnica, zice că urcă Furnica să prindă gondola. Noi urcăm la baza Furnicii să prindem cabina. Dar stai să vedem o cabină, că merge, deocamdată n-am văzut. Dacă merge, oh! Și mai avem ceva de mers. Până la urmă, ne pomenești că tot la gondolă să urcăm. Leana, să grăbim ritmul. Că poate trebuie să urcăm până la gondolă. Oricum, o colire e destul de mare. Poți să zici că e o urcare spectaculoasă, dar mai e vreo 100 de metri, uite cabina e acolo așa. Vezi vreo cabina acolo? A, uite cabina, urcă cabina, se vede după cresta de lui. Da, merge și cabina. Că Ilie ajunge pe Furnica înaintea noastră. Deja urca jumate, zice. Cabina parcă mergea și ea, dar acum o să mai vedem. Cabina nu se mișcă, deci a trecut, înseamnă că e parcat acolo, așteaptă ora de plecare, eu știu ce face, că nu prea văd până acum.
Nu-i gondola iarăși, uite și cabina coboară. Deci acum cred că e frumos sfert. Cât e ceasul ăla? Da, deci o vin din sfert în sfert de oră. Mai e la 4, mai e la 4 și un sfert, mai e la 4 jumate. Și mai avem de urcat vreo 100 de metri. Diferență de nivel, nu? Hai, ne-am acolo în pădru. Pe la Miorța. Miorța. Da, bă, dar da, doi pași fac un metru diferență de nivel. Pac, pac. Pac, pac. Pac, pac. Pac, pac. 100 de metri în 5 minute îi fac. Leano! Ne cabina urcă. Urcă. Ordul la urcă. Ultima turnantă. Oricum, e ora 4. Ori ne ia și pe noi dacă mai merge până la 4 jumate, ori dacă nu. Ghinion. Ar trebui să miște cabina acum pe la 4. Gondola încă mișcă. Elena trebuie să apară și ea. Era vreo 5 minute în urmă, uite-o. Cred că 3 minute. Leano! Mai poți? Și 5 și 10. La 43 minute în fața cabinei încuiat. Deci s-a terminat cu cabina. Poate mai e gondola până la 4 jumate. Cine știe. Leano, hai să ne grăbim acum, că avem o șansă. Gondola era o aruncătură de băză. Să vedem. Te oameni relaxați acolo. Ah, se mai mișcă. Să ne rugăm de ei. Să mai țină.
Ne salvat domnul Ilie să trăiască la mulți ani. La mulți ani. A luat-o direct pe furnica. Noi am zis să mergem. Și-a oprit gondola aici. Gondola. A chemat salvamontul, a chemat aia, a oprit gondola, a pus piciorul. Uite, mai e unul, ha, nu știți, cu bicicleta. Oh, da, mai și acum să vedem. Mă rez în sus și mă doare piciorul, dar nu mă pot. Uite, ăla e fără bicicletă, ăștia trebuie cu nu, bicicletă. Sunt trei cu bicicletă. Și ăla de acolo? Are și ăla bicicletă. Are și el? Da, are cască, cred că e culcată bicicleta ceva. Băi, deci ultima nu știu ce cabină faci. N-a plecat la ora 4, să fim serioși, a plecat la 4 fără un sfert. S-ar putea să n-aibă bicicletă. Pentru că noi am văzut-o la 4 fără un sfert, da? Și am zis, hai, urcăm până în 4 și un sfert, dar am urcat mai repede, am ajuns la 4 și 5 și era închis la cabină. Păi n-a zis că la 4 jumate. Am fost eu, mă, și-am tras de ușă cu ea, dar nu scria program sau ceva. Și mai era o ușă de lemn alături. Și-am tras și de aia. Era magazie sau ce era altă intrare. Și de unde știi? Și m-a lătrat câinele, mă, era da, câine. Și de unde știi că nu, că s-a oprit la 4? Păi dacă eram cuiat. Toate ușile. Păi am tras de uși, da. Închidem. Și salvamontul ce a zis? Păi salvamontul ce treabă are salvamontul? Era ieșit afară, nu ți-a zis băi ăsta? Păi n-ai zis tu mă că e 4 jumate. Tu nu știi. Și gondola e pe la cât e? Tot până la 4, nu? Da, dar acum au retras cabinele de pe circuit. Că Ileana o doare piciorul și dacă nu o ia acum, o să mai uci odată, oricum să o ia. O duc la salvamont și atunci a zis că mai stau. Săraci. Chiar, și că ăștia se opriseră la un moment chiar așa dat. Ai făcut, mă, Ilie? Pe la 4 da. Fără un sfert se opriseră. Da. Băi, fii atent că... Și au zis că nu poate să mai meargă. Și i-am zis, domnule, dacă nu puteți să o duceți, zici că mergeți la... Mai sunt cabine care urcă sau cine? Ah. Nu, de cred coboară. Că sunt coboară și ăla. Mi-a spus, da. Mergeți la telecabină. Zic, bine, merg la nu mai sunt cabine care urcă, eu sunt doar care coboară. Și zis că s-au... Păi, da, când m-am întors, că eram eu acum... Și am spus, domnule, ce faci, mă, faci să mă plimbă? Tu ai venit și încoace da. Și încolo. Da. Ce faceți, mă? Ți-a dat dacă ai telefon să ți-a zis că nu mai e, că e închis, să te duci înapoi. Da, el venea încoace. Eu veneam spre voi, că am văzut că voi nu m-ați sunat, am zis, da. Mai înseamnă că încă n-ați ajuns. Păi atunci am ajuns, mă, la 43 minute mai așa. Și acum i-am zis, băi, mă trimiți acolo, eu ți-am spus că e închis. Băi, Leno, dar și iarna, și iarna aveau program până la 4 jumate, mă. Niște leneși. Da, foarte repede. Dar eu mă duc la salvamont și eu vă spun eu că mai faceți o urcare după aia. Haideți, domnule, chiar, păi, cum? Așa este. Când poți să mai stai încă o tură? Și a zis că bine, domnule, mai stau. Și acum? Eu la cu a fost cum se cade, da. E și așa lasă două cabine de urgență, una la o stație, una la și o stație, știi? Pe timpul nopții și tot. Dar ei rămân aici? Ăștia rămân aici? Nu, nu rămâne sus nimeni. Coboară și ei? Da, și urcă unul și după aia coboară cu... Și noaptea la trei noapte, dacă se pune salvamentul... Doamne, nu vezi că din potrivă, dintr-o pungă, două, trei, le mărește numărul. Da, aia e punga de gunoi? Nu, ia să pun și eu aici, dacă tot... A, dar să știi că am pus și eu dacă tot ai, gunoiul așa. De la dulciurile. Ia să mă, mai am gunoi? Ba, ce rău, îmi pare că nu mai am gunoi, așa de puțin am păi ce, eu sunt ca domnii, arunc gunoaiele pe munte? Nu, mi le car, dar nu l-am aruncat pe munte. Mi le car în pungă. Dar uite că și eu le-am pus la brâu. La tine. Așa, deci pe aici este pârtia. Stai mă că... Dar uite bine. Acolo ce se construiește. Acolo sper să nu mai fie așa de scump. Uite. Ia. Era o cămăruță gen WC-ul așa, acolo. Și au mărit, au făcut și etaj da, și mai mare. Acolo era... Era salvamont. Refugiu salvamont. Și acum tot refugiu salvamont. Era părăsită. Se modernizează. Era ca o cămăruță. Da, era refugiu salvamont. Păi de mama. Da, cred că au... făcea pipi în spatea pe acolo. Păi pe acolo se intra cu mașina în garaj, pe laterală, prin stânga. Dar cred că a luat-o altcineva, nu mai e salvăm. A lăsat partea de jos și uite, s-a extins. În sus, da. În sus, dar e suprafața la sol sus e mai mare decât jos, vezi? Păi da, că a lăsat totul pe ala, cimentul ăla. Nu, el a cumpărat construcția respectivă și a trebuit să se...
la suprafața, la sos, păstreze cupluna aia. Ca să nu mai ia aproape stâna regală aia, tipă aia n-a stânii, cum să vede ea. S-a extins în dreapta la 1700 de metri. Și asta mai e funcțională? Asta la 1500? Mai de nu știu câți ani n-am mai... După că scrie Eva pe ea. De mulți ani nu mai... Deci astea au fost cumpărate de sus felul de excroci care au vrut să... Până aici. Și acolo era o cabană și se mânca bine și ieftin. Ma, bă, dar ce și de ce au desfințat-o pe aia și pe aia altă, nu? Da. Era fără autorizat. Și asta era numai inox, făcută ca lumea. Deci aia... Gata, se ura! Vine. Să fii tot deștept, timpul, în primul rând. Da. Să, tot, să calculezi. Dar să... tot timpul trebuie să ți-l ocupi cu brici. Cu asta, da. Și să mai... Nu mai ai timp de altceva, nimic. Deci totul e, zice, matematică, reguli, zice, și flair, așa, fine, mai poți să te riști și să câștigi. Aici merge până la ora 6, telegondola, la cota 1400. La 5.20 e ultima de sus. E deci ăștia s-au orientat în sensul că poți să cobori pe drumul de vară, la picior, liniștit. Da? Și te așteaptă ăștia la ora 6. Aici s-a orientat primăria sau cine. Da. Băi, și autobuz? 3 bilete. Se iau bilete tot de la gondola. M-am întors de la stație la gondola. Noroc că mai era timp. Se separă autobuzul.